Salut! Sunt Zen și azi o să vă prezint ceva ce am mai descoperit. În cărți uitate de mult, revin cu o nouă meditație. O chemare angelică care vă poate susține. În primul rând vreau să vă spun că mai multe persoane m-ați tot întrebat despre meditația și energiile din cartea lui Moise. Există niște cărți, precum v-am spus, care au tentă ocultă, în care sunt anumite cuvinte sacre, pe care însuși Moise se spune că le-ar fi folosit să aibă mai multă putere să conducă neamul său spre izbăvire. Desigur, noi acum ne vom concentra să vă arăt ce am descoperit. De fapt, este o reevaluare prin care dumneavoastră puteți folosi această mantră să vă ajute în vindecare. Vindecarea vine din interiorul dumneavoastră și după credința dumneavoastră. Așa că o să vă spun cum trebuie să o folosiți. În primul rând vreau să vă spun că unde am citit se spune că Moise a cerut de la Dumnezeu să-i vindece sora lui pe nume Miriam. Desigur, atunci divinitatea i-ar fi dat un cuvânt magic care reprezintă chiar numele său. Ana, na, refa, nah, lah. Ana, el, na, refa, nah, lah. Înseamnă Dumnezeu vindecă pe ea. Cum veți spune dumneavoastră acest cuvânt dacă el se rostea simplu Ana el na refa nah lah? Eu am stat și m-am gândit, numele sacre întotdeauna sunt condiționate, așa că dumneavoastră îl veți spune așa: Ah na el na refa nah lah. Cum veți folosi acest nume sacru pentru vindecare, pentru dumneavoastră și pentru cei dragi dumneavoastră? Veți face în felul următor. Vă veți gândi la persoana care doriți să fie vindecată sau doriți să-i trimiteți energie protectoare și veți spune: Ah, na el, na refa, nah, lah. 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 Acest cuvânt magic va produce o schimbare extraordinară în viața celui drag dumneavoastră. Folosiți-l cu atenție și cu prudență. Gândiți pozitiv. Gândiți-vă că persoana respectivă este inundată efectiv de un șuvoi de energie binefăcătoare, tot corpul său unde are nevoie de vindecare, se vindecă. Această mantră magică, chemare divină, se spune în fiecare zi, totuși o recomand să o spuneți când sunteți curat, adică spuneți o mică rugăciune înainte, faceți un duș, fiți curat spiritual și fizic. Nu uitați! Ah, na el, na refa, nah, lah. Desigur, după cum v-am promis, vom avea aici și un înger care are puterea de a vindeca. Acest înger este Aniel. Aniel are acest sigiliu. Și desigur are versetul din Psalmul 80, verset 4. Elohim Hashivenu Vehaer Panecha Venisav Vasher. Elohim Hashivenu Vehaer Panecha Venivasher. Rostiți acest verset cel puțin 5 minute în fiecare zi când aveți nevoie de vindecare și veți simți diferența. Ce înseamnă acest verset? Înseamnă Dumnezeul puterilor, oștirilor, este cu mine
și mă ajută să progresez și desigur mai înseamnă și Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea robului tău. Și mai înseamnă și Dumnezeu puterilor, până când vei avea mânie pe ruga robului tău. Prin acest înger veți obține vindecare. Vă mulțumesc, eu sunt Zen și vă aștept pe comunitate să medităm, să vă purificați aura și să atrageți prosperitate. Nu uitați, abonați-vă!